Este cod galben de ploi, vijelii și grindină emis chiar la această oră, doamnelor și domnilor, de la ora 18.45 până la ora 19.30 de minute. Timp de 45 de minute vor fi descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, averse care local vor acumula peste 15-20 de litri pe metru pătrat, dar și intensificări ale vântului. Codul galben de ploi, vijelii și grindină este valabil pentru două județe din țară, respectiv județul Botoșani și județul Iași. În județul Botoșani sunt vizate 13 localități. Localitățile Albești, Darabani, Flămânzi, Frumușica, Hlipceni, Lunca, Păltiniș, Prăjeni, Rădăuți, Prut, Răușeni, Santa Mare, Todireni și Vișoara. Iar în județul Iași, doamnelor și domnilor, 5 localități sunt sub incidența acestui cod, respectiv Coarnele Caprei, Ideleni, Hârlău, Plugari și Scobinți. Vom urmări în continuare ce se întâmplă în aceste județe din țară. Mergem acum însă mai departe.